Sezonul ciupercilor crescute spontan în pădure a început și odată cu acesta au apărut și intoxicațiile alimentare. La sfârșitul acestei săptămâni, medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Dr. Constantin Opriș Baia Mare au fost asaltați de un număr mare de persoane care au prezentat simptome de intoxicație cu ciuperci. Începând cu 22 septembrie, deci weekendul, practic tot weekendul, s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe un număr de 27 de persoane care afirmativ spuneau că au consumat ciuperci și prezentau simptomatologia unei intoxicații cu ciuperci. Dintre aceștia, 11 au fost copii, care au rămas internați în secția pediatrie. De asemenea, un adult este la terapie intensivă și unul a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii atrag atenția asupra pericolului consumului de ciuperci cumpărate de la comercianții de ocazie. Din păcate, mulți ignoră aceste sfaturi, dovadă că în lista de pacienți figurează și o persoană care a mai suferit o intoxicație similară și anul trecut. Dorim să atragem atenția oamenilor că nu toate ciupercile care mi se par cunoscute sunt comestibile. Vezi exemplul unui pacient din Șomcuta Mare care se prezintă anul acesta după ce anul trecut a fost internat cu intoxicație cu ciuperci. Anul acesta la fel. Costurile tratării acestor cazuri sunt ridicate între 4.000 și 10.000 de lei în funcție de numărul de zile de spitalizare și de gravitatea toxi-infecției. În cazul în care s-au consumat ciuperci și apar simptome ca transpirație abundentă, grețuri, furnicături ale extremităților, puls rar, agitație, durere abdominală, respirație grea, lăcrimare, tremurături, halucinații, este foarte important ca persoanele să se prezinte de urgență la cel mai apropiat spital, pentru că în situații grave poate apărea chiar decesul. Ciupercile otrăvitoare pot avea incubație scurtă de la 15 minute la 3 ore sau incubație lungă când primele simptome apar după un interval de 5 sau chiar 20 de ore de la momentul în care au fost consumate.